prima ediție din acest sezon de Culinaria. In the morning. Deșteptarea. Every morning. În fiecare zi la Europa FM. Acum, după atâta vacanță, când am venit acasă, primul lucru mi-a zis fiul la mic Răducu, ăla e fiert pe ciorbe, pe zămuri. Fiert. E slab, mort și mănâncă numai... Și îi plac ciorbele? Ori ciorbă, supă, orice, să aibă zeamă. Îl înțeleg perfect și eu sunt dependent. E drogul meu zilnic. Iată. Și copilul, când ne-am întors din vacanță, mi-a zis, eu vreau neapărat ciorbă. Acum, nouă ne făcea în mod regulat ciorbă, supă, mama. Uh-huh. Ea are un nepot nou. Din partea cealaltă. De la frate meu, de câteva luni. Și îi ajută mult cu ăla mic și nu prea mai stă pe acasă și nu mai prea are timp să facă ciorbe. Fapt pentru care, când m-a rugat Răducul să-i iau ciorbă, să-i dau să mănânce ciorbă, m-am dus la un de-asta, că acum sunt o grămadă de locații de-astea care vând ciorbă. Ciorbării, zămării, nu știu ce, știi ce zic. Și am fost și am cumpărat ciorbă de văcuță și ciorbă de perișoare, care au fost bune. A costat 17 lei un pahar de la, deci o farfurie mare de ciorbă. Păi și era foarte grasă. Adică lui i-a plăcut, dar pe mine nu m-a spart că era prea grasă. Uh-huh. Și nu era așa acră cum îmi place. Mie îmi place ciorba mai acră, știi? Și după ce am mâncat ăsta, zic, bă, dar eu nu sunt stare, mă, să fac o ciorbă, dau încolo de ciorbă, dau 50 de lei pe 3 porții de ciorbă, mai e și grasă, nici nu e așa acră, zic, cât de greu poate să fie să faci ciorbă. Așa. Și am sunat-o pe nu mama. Nu e ușor, că am încercat eu când eram mai tânăr. Am sunat-o pe mama, i-am cerut 2-3 detalii, am mai intrat pe net, m-am uitat că acum asta e fița, te uiți, și am pus cap la cap eu mai multe informații și m-am apucat de ciorbă. Și secretul a fost că mi-am adus aminte că aveam de la bunica, Dumnezeu s-o ierte, într-un fund de dulap, o oală sub presiune, mică. Că bunica și-a luat-o, era singură. Mică, și o oală mică sub presiune, cât să-și facă ea o supă mică, știi? Așa. Și am găsit, e mare ajutor, e foarte importantă oala sub presiune când faci ciorbă de văcuță, că aici vreau să ne vorbim. Ciorba mea favorită e ciorba de văcuță. Și așa că am zis, dacă mă apuc de o treabă, încep cu ciorbă de văcuță. Și am luat oala asta sub presiune, că altfel dacă fierb carnea într-o oală normală, te îmbolnăvești de nervi, că face spumă de aia, tu trebuie să stai lângă ea să cure spuma aia, se umple bucătăria de aburi, e nenorocire. Am fost și am cumpărat niște antricot de vită și niște os, deși la rețeta de carne de ciorbă de văcuță e fără partea cu os, adică cele mai multe rețete pe care le găsești sunt cu carne macră, punct, aia o fierb și la revedere. Uh-huh. Eu am luat și bucata aia, că am zis, zic, n-are cum. Le-am fiert la oala sub presiune 40 de minute și între timp în cealaltă, cam oală de aia mare și asta avea moștenire frumos. Ce am făcut eu în plus, că nu stau acum să vă dau rețete de ciorbă, că le găsiți pe net și așa mai departe. Dar eu ce pot să vă spun că a avut mare efect? Ciorba a ieșit crimă. Bombă. A nebunit ăla mic. Mi-a zis că mai trebuie ciorbă de la bunica. Aoleu. I-am dus și bunicii, adică maică-mi ciorbă. Zic, mamă, vezi și tu cum e. Băi, foarte bună, bravo, felicitări, prima ta ciorbă. De acum încolo o să curgă cu ciorbe la mine. Sunt convins. Ce am făcut? Morcovii și o ceapă mică le-am călit puțin. Astea nu sunt secrete inventate de mine, dar am pus la cap, ți-am zis, mai multe lucruri de pe net. Le-am călit foarte puțin. Cu puțin ulei. Și n-am mai pus absolut deloc ulei la ciorbă. Bine, nouă, ne place ciorba cu smântână și ardei iute. Și atunci prefer să îi dau puțină grăsime din smântână, nu să-i pun mult. Mie aia uleioasă nu-mi place. Uh-huh. Deci foarte puțin ulei în morcov și ceapă. Plus ce și-a mai lăsat ea de la carnea aia cu os puțin, știi? Și în rest, legumele obișnuite, țelină, rădăcină de păstârnac. Așa. Fasole verde, mie iarăși îmi place foarte mult în ciorbă fasolea verde și nu-mi place în ciorbă mazărea. Nu-mi place nici în salata băf. Și o altă fentă am găsit la supermarket, n-aș fi crezut, ZDV. Zeamă de vars. Băi, așa, zi. E bună și cu borș ciorba acrită. Bă, da, sau cu suc, multă lume o acrește cu suc de roșii și atunci e doar foarte puțin acrișoară. Eu i-am pus suc de roșii și zeamă de varză. Care acum, repet, se găsește, am văzut la supermarket, că înainte era o problemă. În sezonul ăsta nu prea găseai zeamă de varză, știi? Că e de vreme pentru aia murată. Mamă, este excepțional.
excepțional. Mi-a acum, niște ciorbă de nota 10. Dincolo de gustul copilăriei, că am tot vorbit astăzi, și de ciorbele de la țară, de la bunica, sau de ciorbele mamei, cea mai tare ciorbă pe care am încercat-o vreodată apare după sărbătorile de iarnă, după ce se taie porcul, se afumă niște bucăți de carne și soacră mea, să-i dea Dumnezeu sănătate, folosește zeamă de varză și este cea mai tare ciorbă din lume. Asta cu carne afumată, da. Din câte știu, o rețetă ucraineană, rusească, din partea aia. E o combinație letală. Te cred. Letală. Și uite, altfel, îmi scrie cineva să fac din coadă de vită. Am să fac și din coadă de vită, că știu rețeta. Dacă faci... E practic același procedeu, doar că, da, fiind coada, având și măduvă și os mai mult, e mai gustoasă. Dacă faci din coada de vită, să-mi aduci și mie. Îți aduc. Altfel, eu sunt ciorbar, recunosc treaba asta. Zilnic sau aproape zilnic mănânc ciorbă. Și am fost la mare acum, la Life pe plajă, la ultimul weekend din Life pe plajă. Și mi-au recomandat colegii, zice, băi, la hotel, ciorba e fița. Dincolo de ce... Una alta, ciorba e fița. Zic, bine mă, gata, la prânz sunt acolo, mănânc numai ciorbă, practic nu mă interesează nimic altceva. Știi, m-am dus, zic, fa! Și am intrat la hotel, aveau vreo trei variante, o supă cremă de care am uitat foarte repede, o ciorbă de legume care n-avea ce să fie spectaculos. Bine sau rău la ea, sau, da, spectaculos. Și a treia variantă era cea care m-ar fi interesat în mod obișnuit. Colegii mi-au zis, zice, băi, o ciorbă de pui ala grec, ceva... Mamă, adevărat că... Bă, ceva... Mi-ai făcut o poftă cu că ai zis? Cum rar. Cu ardei iute. Mamă, deci uite că nu mă aduc când mi-aduc aminte, știi? Pătrunjel. Deci nu trebuie să ratezi ciorba de pui ala grec, deci e deosebită. E ceva, zic, bă, nu pot să ratez. Am venit în Jupiter, Venus, și să ratezi ciorba de pui ala grec nu se poate. Surpriza a fost când am citit bilețelul de pe recipientul respectiv, unde era în ziua respectivă ciorbă de porc ala grec. Nu cred. Ceea ce eu n-am văzut niciodată. Nu adică există. Este pentru prima dată în viața mea când am văzut ciorbă de porc ala grec. Am solicitat o porție, am și primit. Zeama avea, fiertura era de pui cumva, dar carnea era de porc, într-adevăr. O chestie tare ciudată, destul de dificil de consumat, adică n-aș recomanda. Cineva mi-a spus că totuși există și ciorbă de porc ala grec, deși eu n-am auzit niciodată. Dacă știți de existența unei ciorbe de genul ăsta, dați-ne și nouă un mesaj la 0728111222 și spuneți-ne. Dar eu n-am auzit, cred adică... că teoretic poți să spui ala grec oricărei ciorbe care e dreasă cu ou, smântână și zeamă de lămâie. Dar n-am auzit, înțelegi, că așa. Nici e și eu. Ciorbă de crocodil ala grec. Și oricum combinația asta cu porc, în general ciorba de porc, poate porc afumat, cum ziceai tu, aia da. Dar ciorbă de porc e grasă, nu e... Și dacă o mai faci și cu smântână, cum e asta la grec, e norocirea de pe lume. Da, asta e. Așteptăm mesajele voastre ca să ne lămurim pe tema asta. Altfel, foarte bună ciorba și te aștept să o faci pe aia, da, de coadă de vită. Da, și mi-am adus aminte. Știi care a mai fost un alt secret al ciorbei mele senzaționale? Zi, și care e tot de ultra sezon. Secretul. Nu e secret. Leușteanul, tată. Eu zic, e un ingredient care e... Da, suntem fierți absolut pe leuștean. Necesar. Că la asta pui ori leuștean, ori pătrunjel. Eu am pus și leuștean și pătrunjel. A, gata, asta este.